Grupurile de acțiune locală sunt forme de asociere între comunități locale dintr-un județ sau din județe învecinate în vederea accesării de fonduri europene, fie pentru dezvoltarea micilor afaceri din localitățile componente, fie pentru accesarea unor proiecte de dezvoltare comunitară în raza de activitate a acestora. Aceste galuri au fost înființate sau desființate în funcție de proiectele pe care au reușit să le realizeze. Comuna Tămășeni a făcut parte o perioadă din GAL Valea Siretului, entitate asociativă care între timp s-a desființat din cauza faptului că proiectele au fost finalizate, iar altele nu au mai putut fi accesate. Între timp, localitățile s-au reorientat pentru intrarea în alte galuri, așa cum a făcut Comuna Tămășeni, care a intrat ulterior în GAL Podișul de Nord al Bârladului, de la care edilii speră să obțină un proiect de amenajare a unor terenuri de sport pentru școlile din comună. Deci acțiunea GAL Valea Siretului s-a desființat, nu mai există și am trecut pe un alt GAL Bârlad. Avem ceva promisiuni, nu prea mari, foarte mici, dar la momentul ăsta nu am primit niciun răspuns că ne va da ceva sau nu. Șansele sunt, să zicem, de 70-80% că vom primi o sumă de, am înțeles, 80-90 de mii de euro. Și le-am găsit și locul. Dacă îi primim, vor fi făcute două terenuri sintetice de sport în curțile școlilor. Adjudeni și Tămășeni, copiii să-și desfășoare ora de sport în curtea școlii. Să nu mai plece pe terenul de sport, este o distanță suficient de mare și să-și facă activitatea în curtea școlii. Din GAL Valea Siretului au făcut parte comunele Doljești, Tămășeni, Săbăoani, din Neamț și Răchiteni, județul Iași. Prin acest GAL au fost accesate 44 de proiecte în 2 ani în valoare de 4,3 milioane de euro. Din acestea s-au contractat 23 de proiecte în valoare de 2,4 milioane de euro, 17 fiind declarate neeligibile. Din GAL, Podișul de Nord al Bârladului, fac parte comunele nemțene Bâra, Boghicea, Doljești, Gădinți, Sagna, Stănița și Tămășeni, precum și comunele Oțeleni și Răchiteni din județul Iași.